Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Anul 2024 este un an important din punct de vedere electoral. Vom avea alegeri prezidențiale și referendum în Republica Moldova. Vor avea loc alegeri europarlamentare, alegeri practic pe întreg continentul european, dar și în Statele Unite ale Americii. Este un an în care îmi doresc ca atât noi, cât și în întreaga lume, atât la noi, cât și în întreaga lume, să învingă pacea, democrația și libertatea. Aceste valori le putem păstra fiind într-o familie mare și unită. Iar această familie se numește Uniunea Europeană. Cu toții am fost martorii în ultimii 3 ani. Cât sprijin am primit de la această familie mare și, cel mai important, fără a fi condiționat. Unica condiție a fost și este să facem tot posibilul ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască în pace și bunăstare, să fie în siguranță și independență. Ceea ce ne dorim și noi pentru noi. În ultimii ani ne-am simțit mândri când despre Republica Moldova se vorbea în Parlamentul European sau Consiliul European. Ne-am simțit mândri când vocea noastră a moldovenilor răsună în cele mai importante foruri europene, prin intermediul europarlamentarilor. Ne-am simțit mândri când președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a spus ferm în fața la 100.000 de oameni adunați la mare adunare europeană că locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Așa și este. Locul nostru este în marea familie europeană, fiindcă moldovenii sunt europeni. Pentru că vocea noastră a moldovenilor se răsune în continuare în Parlamentul European, este important ca toți moldovenii de acasă și din diaspora, cu pașapoarte românești, europene, să participe activ în perioada 6-9 iunie la alegerile pentru Parlamentul European. Cu cât mai mare va fi participarea oamenilor din Moldova care pot vota la alegerile europarlamentare, cu atât se va auzi mai puternic mesajul că oamenii din Moldova au un cuvânt de spus privind direcția spre care merge Uniunea Europeană. Va fi și mai ușor de primit sprijin european dacă pe 9 iunie oamenii din Republica Moldova vor ieși la vot în număr mare. Este un exercițiu cu care trebuie să ne obișnuim și sunt sigur că într-un viitor tare apropiat, dar tare apropiat, toți cetățenii Republicii Moldova vor vota în cadrul acestui exercițiu și vom vota pentru deputații noștri în Parlamentul European. În Republica Moldova vor fi deschise 52 de secții de votare pentru cei cu cetățenie română, iar pentru cei cu alte cetățenii europene vor fi deschise în incinta ambasadelor țărilor Uniunii Europene la Chișinău. Partidul Acțiune și Solidaritate este parte din marea familie a Partidului Popular European și își îndeamnă susținătorii să voteze pentru deputații din Partidul Național Liberal. Ne dorim să ajungă în Parlamentul European cât mai mulți deputați ca Siegfried Mureșan, ca Adina Ioana Vălean, care să negocieze de la egal la egal cu toți colegii din Parlament pentru a obține lucruri bune pentru Republica Moldova, România și pentru Europa. Fondurile europene sunt principala sursă de dezvoltare pentru orașele și localitățile României și Republicii Moldova. Iar pentru aceasta avem nevoie de europarlamentari care să negocieze și să obțină cât mai multe fonduri în cele mai avantajoase condiții pentru bunăstarea noastră.
Prioritățile Uniunii Europene pentru următorii ani vor fi siguranța cetățeanului, protecția frontierilor externe, modernizarea economiei prin digitalizare, tranziția spre economie verde, aprofundarea pieței unice europene și, atenție, ajutorarea țărilor vecine și extinderea Uniunii Europene. Haideți să votăm pentru partidele care vor ca Uniunea Europeană să se extindă, așa încât și noi, moldovenii, să încapem în Uniunea Europeană. Să muncim împreună și să construim o Moldovă puternică, o țară vecină ca România puternică și o Uniune Europeană puternică. Vă îndemnăm pe toți la vot. Vă mulțumesc! Domnul Petru. Doamna Roșca. Da, doamna Roșca. Mulțumesc, domn președinte. Domn președinte, stimați colegi, dragi prieteni, iată că astăzi vorbim despre Uniunea Europeană și participarea la alegerile europarlamentare. O zi simbolică pentru noi, deoarece Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale secolului nostru. Este o manifestare, în primul rând, de înțelepciune, solidaritate și depășirea tuturor granițelor și dorința tuturor cetățenilor europeni de a făuri un viitor comun și sigur, și toți împreună. Iar alegerile europarlamentare sunt această coloană vertebrală a Uniunii Europene, deoarece Uniunea Europeană reprezintă o construcție impresionantă și prin intermediul alegerilor europarlamentare, prin intermediul Parlamentului European, cetățenii europeni, în mod direct, își aleg reprezentanții, iar aceste instituții joacă un rol crucial în formarea Comisiei Europene. Și iată că Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană, în noul lor mandat, vor decide și pentru Republica Moldova cum va arăta procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. De aceea, de ce să participăm la aceste alegeri europarlamentare? Răspunsul este simplu. Fiindcă noi, cetățenii Republicii Moldova, știm că fiecare vot contează. Dar absolut fiecare vot contează și am demonstrat-o de fiecare dată. La fiecare alegeri am participat masiv și am dat greutate votului nostru. Aceasta am demonstrat-o în 2020, am demonstrat-o în 2021, când cu voce fermă am spus că cetățenii Republicii Moldova își doresc un viitor european, împreună cu toate instituțiile Republicii Moldova, să fim stat european. Și acest lucru este posibil. Am demonstrat lucrul ăsta. De aceea, invităm fiecare cetățean al Republicii Moldova, care este deja cetățean al Uniunii Europene, să meargă la vot pe 6-9 iunie, indiferent unde se află și are în apropiere o secție de votare. Iar tuturor celor care suntem peste un milion cu cetățenia română și ne aflăm pe data de 9 iunie aici acasă, să mergem la una din cele 52 de secții de vot deschise pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent unde suntem, la Ocnița sau la Briceni, la Ungheni sau Nisporeni, Cahul sau Ștefan Vodă. Mergem cu încredere și votăm. Votăm pentru Republica Moldova, în primul rând, fiindcă acești europarlamentari vor fi vocea noastră în Parlamentul European. Vor fi vocea noastră de fiecare dată când avem nevoie să fim auziți, să ne fie auzită durerea, suferința sau bucuria, fiindcă Uniunea Europeană a știut de fiecare dată să fie solidară cu noi. Mergem și votăm cu încredere candidații Partidului Național Liberal, fiindcă în persoana europarlamentarilor Partidului Național Liberal, așa cum sunt Sigrid Mureșan sau Rareș Bogdan, am avut de fiecare dată cei mai puternici aliați, cei mai puternici prieteni care au știut să fie de fiecare dată de partea Republicii Moldova și au fost cu adevărat vocea noastră. Iar votul este cel mai eficient mod prin care poți spune ce ai de spus. Vreți să spunem că suntem europeni? Mergeți la vot pe 9 iunie și votați cu încredere Partidul Național Liberal. Într-un ceas bun tuturor! Mulțumim.
Stimați cetățeni, rezultatul alegerilor europarlamentare va avea impact direct asupra dezvoltării localităților din Republica Moldova. Satele și orașele noastre au nevoie de investiții, în dezvoltarea infrastructurii, iar acest lucru îl poate asigura Uniunea Europeană. Iar în acest sens, Uniunea Europeană a demonstrat deja că poate oferi mijloace financiare pentru dezvoltarea localităților noastre. Mai mult ca atât, autoritățile publice locale din Republica Moldova au capacitate să implementeze proiecte prin prisma faptului că sunt instruiți de către reprezentanții autorităților publice locale din România. În acest sens, Partidul Național Liberal din România a avut posibilitate de-a lungul timpului să înfrățească peste 300 de primării conduse de primari PNL cu primării din Republica Moldova, iar toate consiliile județene din România, conduse de Partidul Național Liberal, sunt înfrățite cu consiliile raionale din Republica Moldova. Prin prisma acestor colaborări frumoase de colaborare între autoritățile publice locale de pe ambele maluri ale Prutului, s-a reușit să fie implementate sute de proiecte în localitățile noastre pentru a dezvolta proiecte în domeniul educației, culturii, infrastructurii. Astfel s-au îmbunătățit condițiile de trai a locuitorilor din localitățile din Republica Moldova. Mizăm foarte mult pe sprijinul cetățenilor care au cetățenia română și domiciliază în Republica Moldova, să participe la vot, să voteze Partidul Național Liberal și sperăm foarte mult că acest sprijin care l-am avut de până acum să fie valorificat și împreună să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană, împreună cu partenerii noștri din România, împreună cu Partidul Național Liberal. Mergem cu toții la vot! Dragi cetățeni din diaspora, ca mulți dintre dumneavoastră, dețin și eu pașaport românesc și cetățenie română. Astfel, sunt cetățeană a Uniunii Europene. Vă îndemn pe toți, indiferent dacă aveți cetățenie română sau cetățenie bulgară sau cetățenia unei țări care face parte din Uniunea Europeană, să participăm colectiv la alegerea membrilor Parlamentului European. Pe data de 9 iunie, indiferent de țara în care locuiți, puteți participa cu toții la vot. Lista secțiilor de votare, organizate în străinătate la alegerile din 9 iunie pentru Parlamentul European, poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe a României, a Bulgariei sau indiferent care este situația dumneavoastră, cât și pe pagina de internet a misiunilor diplomatice din țara în care vă aflați. PAS face parte din familia Partidului Popular European, de aceea vă îndemnăm să susțineți acest partid. Dacă aveți cetățenia română, asta înseamnă Partidul Național Liberal. Vocea Moldovei se aude prin deputații ca Siegfried Mureșan și alții. Dar, indiferent de alegerea dumneavoastră, e esențial să participați și să vă exercitați cu toții dreptul la vot, contribuind la întărirea democrației în Uniunea Europeană. Pe 9 iunie ieșim să votăm împreună Parlamentul European. Mulțumim! Bravo! Dacă sunt? Dacă sunt? Bună ziua! Numirea, alegerea procurorului general a fost una din recomandările pe care noi ne le-am asumat din cele 9 recomandări și numirea procurorului general este un lucru foarte bun. CSP-ul și-a îndeplinit misiunea și asta este un lucru de apreciat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că suntem aproape totalmente, da, pregătiți pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare, care sperăm noi foarte mult să se întâmple la sfârșitul lui iunie, tentativ 25-26 iunie.
Deci noi ne-am făcut temele pentru acasă. Așteptările mele sunt așteptările, cred eu, tuturor cetățenilor. Noi vrem o procuratură generală și nu doar procuratura generală, dar toate instituțiile de drept, de combaterea corupției, să prindă la curaj și să-și facă bine meseria. Eu cred că de la independență încoace, aceste instituții nu au avut atâta libertate cât o au acum și atât suport. Iată, suntem aici deputați, suntem aici primari, suntem simpli cetățeni. Au toată susținerea noastră. Va trebui de schimbat legislația, de îmbunătățit. Să spună, o facem. Va trebui să le creăm condiții. Să spună de care o să facem. Va trebui să rugăm țările partenere unde au ajuns fugarii sau cei ce au furat ei. O să vorbim, o să rugăm să fie mai deschiși pentru comisiile rogatorii sau pentru cooperarea cu Procuratura Generală sau alte procuraturi anticorupție. Da, și bineînțeles, dosare sunt multe, evident, de la lucruri administrative, terminând cu cele mai de rezonanță. Dar cetățenii așteaptă, vor dreptate. Vor să vadă că cei care au băgat mâna în buzunarul statului, cei care au lucrat împotriva statului și continuă să lucreze împotriva statului, trebuie să răspundă în fața legii. Asta e unicul lucru care noi așteptăm de la ei. Asta așteptăm și asta sper să se întâmple cât mai curând. Iar noi, da, o să vorbim de fiecare dată. Când o să fie de lăudat, o să-i lăudăm. Când nu o să fie de lăudat, nu o să-i lăudăm. Asta e regula. Așa cum o primim și noi de la cetățeni. Când au de spus de bine de noi, o spun. Când nu, noi o încasăm și în locul miniștrilor, și în locul procurorilor, și în locul judecătorilor. Parlamentul o e. Adică aleșii. Vă rog. Europarlamentar? Da, da, da. Păi, eu zic că, în primul rând, noi avem acum o șansă să demonstrăm, în calitate de cetățeni și a Republicii Moldova, dar și a cetățeni ai Uniunii Europene, indiferent de a cărei țări membre a Uniunii Europene, cetățenii noștri au pașapoarte, să demonstrăm că vrem să participăm la procesul de luare deciziilor. Vrem să influențăm cine o să reprezinte, o să ne reprezinte și pe noi, Republica Moldova, în acest Parlament. Deci e o situație ideală, aș spune eu. E o situație foarte bine, cum zic eu, s-au potrivit stelele în preajma procesului de evenimentului de deschidere a negocierilor de aderare. Deci, ca oameni buni, ca să înțelegem toate argumentele care spunem noi, că noi ne simțim europeni, că dorim să devenim țară membră a Uniunii Europene, iată, cumva, ciclul politic european ne-a oferit această șansă. Da, statul român a deschis 52 de secții, celelalte state membre europene, Uniunii Europene, au deschis secțiile în cadrul ambasadelor și mai rămâne de făcut. Mai rămâne un lucru, să jertfim, să jertfiți toții, jumătate de oră din timpul nostru prețios, el tot timpul e plin de evenimente, duminica, luăm pașaportul, luăm prietenii și mergem și votăm. În cazul nostru, noi am spus foarte clar, partidul frate, partidul cel care, din care facem parte și noi, din marea familie europeană, este Partidul Național Liberal. Pentru cei care cunosc mai mult politicieni, dar mai puțin partidi ca nume, Siegfried Mureșan, da, cred că este cel mai cunoscut, cel mai apreciat europarlamentar, care n-a fost o intervenție publică, n-a fost un proiect în care domnul Mureșan să nu vorbească despre noi, să insiste, să ne fie oferită o atenție mai specială, mai multă și așa mai departe. Deci vocea, cu cât mai mulți europarlamentari o să fie în Parlamentul European, cu atât noi o să fim mai prezenți pe agenda. Deci eu o văd ca un noroc, da? Și o coincidență foarte reușită în timp. Deci duminică, dragii mei, vă rog, dacă aveți europeni prin casă, da, prin vecinătate, spun, și vedeți că tare s-o ocupați duminică, îi lăsați, duc la biserică mai întâi, dacă sunt tare credincioși, și după asta îi luați, îi îndemnați, îi
rugați și tot așa la vot. 52 de secții, Doamne, te-am avea noi atâta voință, sunteți așteptați cu toții. Toți suntem așteptați. Mersi mult și într-un ceas bun. Într-un ceas bun. Bravo. Mai aici, mai e întrebare? Da. Nu, asta ei au pus alături de noi, nu alături noi de dânșii, da. Și acum au rămas pentru ei o mare, mare provocare. Să demonstreze, nu prin postări și nu prin, da, agresiune și așa mai departe, agresivitate, cu adevărat sunt pro-europeni. Deci proba contrarilor. Iată, noi cu colegii, practic fiecare sâmbătă, duminică, suntem în teritoriu. Piețe, de la poartă la poartă, orașe, sate. Scuzați modestia, dar nu-i văd. Noi îi căutăm? Da. Încă îi căutăm. Încă îi căutăm și-i zău, vorba aceea, e zău. E pe lumină, se vede tot. Deocamdată suntem în așteptarea să vedem cum ei merg, deschid porți, argumentează. Și mai ales explică, deși până de una criticau Doamne Ferește Uniunea Europeană, dar acum, piste noapte, pentru hârtia, pentru ei rabdă. Dar noi vrem să vedem fapte concrete. Asta e tot. În rest, îndemn și alte partide, alte instituții, ONG-uri, personalități să subscrie la acest pact și, într-adevăr, să ne mobilizăm dincolo de a semna pact, da? Angajament. Proba contrariilor este mersul în sat și oraș. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Într-un ceas bun! De acord. Doamne, colegi. Doamne, parlament, vă chemăm la parlament.